cu ultimul episod de iarnă, Santării și Gerul, dacă până la ultima ninsoare sobele ardeau la foc mic, temperaturile de până la minus 17 grade i-au obligat pe giurgiuveni să facă noi aprovizionări cu lemne. Așa se face că vânzările depozitelor de lemne au crescut simțitor. La când a căzut acum zăpada asta mai abundentă, avem vânzare la lemne, dar știți cum sunt oamenii, că nu au bani ajuns de a veni să cumpere exact cât le-ar trebui. Cu toate că noi avem cele mai mici prețuri, tăiate, sparte, cu transport, cu tot la 2.700.000, oamenii nu au bani de a veni, de a cumpăra exact cât le-ar trebui. După spusele deținătorilor de depozite de materiale lemnoase, cei care sunt cei mai interesați să cumpere lemne sunt persoanele în vârstă. Comercianții recunosc totodată că vânzările ar fi putut fi mai însemnate dacă populația ar fi avut venituri mai mari. George Țigănilă, unul dintre cei care au dezvoltat o astfel de afacere, spune că vânzările de lemne sunt constante chiar dacă vin de cantități mici. Giurgiuveanul mai spune că în ultima perioadă lipsa banilor este unul din factorii ce influențează relația vânzător-cumpărător și atunci prețurile au suferit modificări. Astfel, un metru cub de lemne a ajuns să coste 270 de lei.